dragi prieteni, vă urăm bine ați venit la cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Românii de Pretutindeni la Fântâna Dorului. Sunt 15 ani de când, la Șemineu Silvaniei, românii se întâlnesc de fiecare dată. Am avut bucuria să avem români din toate zonele unde locuiesc. Eu nu mai vorbesc mai mult, dau cuvântul domnului primar, domnului inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, care o să vă să continue lucrările. Poftiți, vă mulțumesc, dragi români de pretutindeni, cu ocazia celei de-a 15-a ediție a festivalului la Fântâna Dorului. În primul rând vă spun bine ați venit. Văd mulți oameni dragi pe care i-am mai văzut și în alți ani, văd oameni care sunt pentru prima dată în orașul nostru și aceștia cu siguranță vor realiza că Șemineu Silvaniei este un oraș în care oamenii sunt deosebit de ospitalieri. Mă bucur să avem invitat de seamă. Îl salut pe domnul pretor al sectorului Râșcan din Chișinău, domnul Călugăreanu, în dreapta mea. Salut pe deputat, pe doamna director. Domnul deputat Bogdan, niciodată nu se știe. Domnul director de la Centrul de Cultură și Artă al județului, domnul Sălca. Vă salut pe toți cei care ați ales ca în aceste zile să fiți oaspeții noștri și ai festivalului la Fântâna Dorului. Sigur, este destul de ușor să vorbești despre acest festival, toate lucrurile par frumoase, e simplu, ne întâlnim și fiecare arătăm că pentru noi este foarte importantă limba pe care o vorbim și nu în ultimul rând tradițiile pe care le avem. Lucrurile nu sunt chiar așa. Pentru că acest festival să existe, sunt foarte multe sacrificii pe care o comunitate, pe care anumite instituții le fac. Dacă de-a lungul istoriei am beneficiat prin Departamentul Românilor de Pretutindeni de o susținere financiară importantă, pentru prima dată acest lucru nu se întâmplă. Și nu o să vă spun asta sub formă de reproș, ferească Dumnezeu, pentru că este o obligație pentru noi ca acest festival, care în urmă cu 15 ani s-a pornit, să fie unul, zic eu, veșnic. În concluzie, Primăria Orașului, ca și principal finanțator, ajutat de Centrul de Cultură și Artă, și profit de această ocazie să îi mulțumesc domnului Săuca, care, așa ca să fac o glumă, obligă Consiliul Județean să financeze proiecte culturale și nu sunt puține în județul nostru, un lucru care eu cred că îi se datorează. Ministerul Învățământului, care contribuie și ei financiar cu o sumă mai mică. Acest festival important este că există. Deci asta este cel mai important și va exista în continuare. Cred că lucrul cu care ne mândrim în Uniunea Europeană, cu siguranță, este faptul că știm cu adevărat să ne păstrăm tradițiile și din acest punct de vedere avem cu ce ne mândrim. Eu încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor care, în spatele acestor costume frumoase și a dansurilor și a tot ceea ce interpretați dumneavoastră pe scenă, stau sute și mii de ore de muncă. Vă mulțumesc că vă iubiți țara și sunteți români adevărați și patrioți adevărați. Vă mulțumesc celor care sunteți departe de țară, respectiv peste granițele României, că respectați ceea ce înseamnă românism, ceea ce înseamnă popular, ceea ce înseamnă tradiții românești. Chiar din zone în care, din păcate, acum nu mai sunt în granițele României, dar sperăm că poate la un moment dat ne vom bucura să fim sub același unic steag. Și eu vă doresc ca în continuare să nu uitați niciodată că sunteți români și să nu uitați niciodată că ceea ce faceți dumneavoastră este un lucru extraordinar. Nu în ultimul rând, să nu uităm pe cei care au făcut ca acest eveniment să aibă loc. Familia profesorilor Neaga sunt niște oameni deosebiți care de-a lungul istoriei s-au străduit ca orașul nostru să fie recunoscut din punct de vedere artistic, atât în țară cât și peste hotare, o muncă titanică cu zeci de generații,
eu cu domnul Neaga ne certăm de multe ori, dar cred că numai constructiv, niciodată destructiv, în sensul foarte bun al cuvântului, și ne străduim fiecare din ceea ce putem, noi mai mult din punct de vedere financiar și dânsi din punct de vedere artistic, să scoatem ceva bun în orașul acesta. Și sunt convins că faptul că Șibleu Silvan este un oraș care este pe harta culturală, îi se datorează în mare parte. Eu vă mulțumesc din suflet, mulțumesc tuturor celor care sunteți astăzi aici. O să vă rog pe fiecare pe rând să vă prezentați de unde veniți, dacă ați mai fost aici sau n-ați mai fost, o scurtă prezentare a locurilor din care veniți. Acum o să rog în primul rând pe domnul Petor să ne spună câteva cuvinte. Sectorul Mușcani, bine ați venit, bine am venit. Ce mi-aș dori mie ca acest festival, an de an, să mărește, să lărgește, să fie un festival internațional, un festival de o talie, ca toți rămânii români să bucure de cele obiceiuri, tradiții care noi, zi de zi, prin festivalul, prin diferite acțiuni, măsuri, ca să le promovăm, să fim acei care suntem în lumea asta. Vă doresc succes, mie personal tot succes și cred că am o onoare, o plăcere ca să fiu dumneavoastră pe urmă. Domnul deputat, bună ziua, bine ați venit, bine ați revenit la Șibleul Silvaniei, bine ați venit, bine ați revenit acasă. Suntem, așa cum spunea domnul primar, la 15-a ediție acestui frumos festival și se cuvine și în cuvântul meu să mulțumesc celor care an de an fac posibil ca noi să ne întâlnim aici la Șibleul Silvaniei. Clubul elevilor din Șibleul Silvaniei, primăria orașului Șibleu, gazda noastră, Centrul de Cultură și Altă a județului Sălaj, Inspectoratul Școlar a județului Sălaj și sper că a fost doar o greșeală de moment faptul că Guvernul României prin Departamentul Românilor de Pretutindeni nu s-a implicat. Sunt convins că o va face în anii care vor urma. Dragi prieteni, onorați oaspeți, toți cei care participați la acest festival, la Fântâna Dorului, purtați în cântecele voastre dorul și dragostea de țara mamă, de România. Trebuie să spun și să subliniez de fiecare dată, este un lucru extraordinar ceea ce dumneavoastră faceți, atât cei care veniți din țara noastră, reprezentați diverse județe ale României, cât mai cu seamă cei care veniți din afara granițelor României. Un lucru extraordinar pe care de asemenea doresc să subliniez aici, în fața dumneavoastră, este cel care s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, și anume marșul celor peste 1000 de tineri care au plecat pe jos din Chișinău până la Ungheni, până la Iași, de acolo cu trenul la București, cerând la unison unirea Republicii Moldova cu România. Dragi oaspeți, unirea, așa cum spuneau înaintașii noștri, nu este rezultatul unor negocieri politice între partide politice, între guverne. Este, până la urmă, un act istoric de voință a națiunii. Îmi exprim și cu această ocazie speranța, dorința, în 2018, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, noi cu toții să putem să ne desfășurăm a 18-a ediție, atunci, a Festivalului la Fântâna Dorului, cel puțin
parte dintre noi în aceeași comunitate, fie ea și comunitatea mare a Uniunii Europene. Îmi exprim această speranță de aici, de la Șineu Silvaniei, și sper că în 2018 împreună să ne putem bucura de reușita acestui demers. Vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut de a veni de la sute de kilometri distanță până aici, la Șineu Silvaniei. Vă asigurăm de toată ospitalitatea noastră, de tot respectul nostru pentru tot ceea ce faceți. Vă dorim să petreceți zile frumoase aici la Șineu Silvaniei și vă așteptăm cu drag ori de câte ori dumneavoastră, fie la acest festival, fie cu alte ocazii, aveți și drumurile vieții vă duc prin România, prin județul Sălaj, prin Șineu Silvaniei. Să aveți parte de zile frumoase aici, la Șineu Silvaniei. Vă mulțumesc! Domnului deputat, îi dau cuvântul domnului director Daniel Săuca, de la Centrul de Cultură și Artă. În primul rând, vă salut din partea Consiliului Județean Sălaj și a Centrului de Cultură și Artă a Județului Sălaj, o instituție care se află în subordinea acestui for. Noi de mulți ani susținem festivalul nostru de aici, de la Șineu Silvaniei, pentru că încercăm și în acest fel să promovăm ceea ce a mai rămas din cultura tradițională. Faptul că aici, la Șineu Silvaniei și nu numai aici, în județul Sălaj în general, în ultimii ani, tot mai multe formații, tot mai multe ansambluri folclorice vin și încântă publicul cu ceea ce pot ei să demonstreze, este un lucru benefic și în sensul a ceea ce s-a spus mai înainte, a unirii tuturor românilor. Această unire, dacă e să povestim un pic, nu ține doar de teritorialitate, de interese, ține de o anumită cultură. Iar noi trebuie să avem grijă de esența spiritualității noastre. Iar indiferent că vom fi sau nu în granițele României Mari sau României Dodoloase, așa cum o numea la un moment dat Lucian Blaga, important este să ne simțim unii pe alții, să fim cu adevărat atrași de cultura, de cultura adevărată, iar din câte știu și eu și din câte spun și alții, cultura populară, cultura tradițională constituie o esență a neamului românesc. Eu îi felicit pe toți cei care se implică de atâția ani aici. Am mai spus-o și cu alte prilejuri. Noi suntem dispuși la un sprijin mai consistent. Acum depinde de vremuri și de multe alte lucruri. Dar important este că această tuda dumneavoastră dă roade de mulți ani, iată. Iar la final vă urez la cât mai multe ediții, la cât mai multe ansambluri, formații, la cât mai multe asemenea evenimente. Tuturor felicitări și să vă simțiți bine aici, să vă ajut. Mulțumesc pe doamna director Cocis, care, după cum vedeți, este îmbrăcată și în costum popular și trebuie să fac completare. Am făcut o promisiune de care cred că nu m-am ținut, având în vedere că am un costum popular, dar am luat niște kilograme de anul trecut până la anul acesta. Nu am reușit să le îmbrac. O să mă străduiesc să le dau jos pentru anul viitor, să pot și eu să fiu îmbrăcat în costum popular pentru ediția viitoare. Bună ziua! Mă bucur că în fiecare an de 15 ani în coace, în miezul verii ne întâlnim la Șineu, o comunitate care promovează adevăratele valori ale neamului nostru, o comunitate care știe să pună accent pe cea de noi mai decret, cultura tradițională, lucrurile simple care ne caracterizează pe noi românii. Vă felicit pe toți cei care an de an veniți la Șineu Silvaniei, veniți acasă în România, să vă bucurați împreună cu gazdele de câteva zile împreună. Transmit din partea Ministerului Culturii și a instituției pe care le prezint Direcția Județeană pentru Cultură un călduros bun venit în România, la Șineu, și nădăjduiesc să veniți mulți, mulți ani de acum încolo și să petrecem zile frumoase.
pentru că acest festival să dăinui și să rămână emblematic în deja devenit în județul nostru. Vreau, în mod special, să le mulțumesc domnilor Cornelia și Gabriela, da? Pentru că domnile lor sunt cei care au pus tot sufletul și pun tot sufletul de fiecare dată, pentru că aceste evenimente se întâmplă. Și aș vrea să vă fac o mărturisire. Pentru ediția viitoare a Galei Culturii Sărăjene, domnile lor vor primi un trofeu de excelență din partea Ministerului Culturii pentru acest minunat eveniment. Din acest vă mulțumesc din partea celor care sunteți acasă în România și sper să ne simțim bine împreună. Multă bucurie să ne așteptați! N-am văzut că avem, este împreună cu noi și doamna inspectoare de la Inspectoratul Școlar, îmi cer scuze, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte, pentru că în fiecare an Inspectoratul Școlar, Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar a fost un partener al desfășurării acestui eveniment. Doresc și eu să vă transmit salutul meu și numai bine, să vă simțiți bine aici în orașul acesta cosmopolit, drăgălaș și foarte primitor. Am venit cu drag la deschiderea acestui festival pentru că îi cunosc povestea. Am venit în urmă cu mulți ani, toate lucrurile frumoase au o poveste sau au poveștile lor pe care eu acum am să le desfărui. Poate rezerv această plăcere pentru Ineaga, pe parcurs poate să vă spună cum și din ce idee s-a născut acest festival, care dorește să unească oameni, să unească cu oamenii în cânt, port popular, în frumusețe și în binecuvântare. Mă bucur că este atât de multă culoare. Vreau să vă transmit doar bine ați venit din partea Inspectoratului Școlar al instituției pe care o reprezint și vreau să vă mai spun. Nu întâmplător, festivalul acesta s-a născut în orașul nostru. Este o tumultoasă activitate în grupul copiilor și de vină sunt profesorii Neaga, în persoana domnului director acum în față, Neaga Gabriel, care știe el cum pune umărul și cum a făcut ca acest festival să se perfecteze și să ne mărătă. Deci ne bucurăm și ne mândrim cu acest lucru. Munca este a lor, a celor care îl susțin. Domnul primar este întotdeauna alături, primăria, Consiliul Local, bineînțeles Centrul de Cultură, Centrul de Cultură și Artă, domnul Săuca, care este omniprezent la toate festivalurile și la toate concursurile și nu numai prezent ca persoană, cu ajutor din toate punctele de vedere. Vă mulțumim tuturor, vă dorim spor la treabă, să vă simțiți bine în orașul acesta frumos și să ne vedem cu bine la mai multe ediții de acum. Și așa cum am spus, pentru că finanțatorul principal este Consiliul Local și avem aici o colegă, consilier local, doamna director de la Școala Sepană, vă rog să spunem câteva cuvinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul de a-i saluta pe cei care au ales ca astăzi să fie aici, cu atât mai mult cu cât revăd prieteni dragi care de 15 ani fac naveta la Șineu Silvaniei în fiecare vară. Pentru că a fost o provocare, pe moment m-am gândit că cel mai potrivit ar fi să axez cuvântul meu pe trei vectori esențiali. Mândrie, românism și domn. Chiar dacă aparent nu au nicio legătură, aș spune mândrie pentru că sunt mândră, în primul rând, pentru faptul că sunt și mleoancă, că locuiesc într-un oraș care este prezent pe harta culturală a României, un oraș despre care se aude de la București încoace și peste granițele țării. Mândrie pentru că fac parte dintr-un consiliu local ce susține cultura și susține valorile. Românism pentru că toți cei prezenți aici
își scriu povestea într-un dulce grai românesc. Își cos povestea pe ei și pe costume cu același românism, cu aceeași simțire românească. Și dor, pentru că vă urez să găsiți în această fântână, nu numai dor, în aceste zile, și parafrazându-l pe Blaga, poetul nostru care spunea că veșnicia s-a născut la sat, vă îndemn, sapă, frate, sapă, sapă, până dai de stele în apă. Vă urez să atingeți stelele, vă urez succes, felicitări și la mai multe ediții în orașul nostru. Bine ați venit, prietenii! Mulțumesc tuturor și o să vă rog acum pe fiecare delegație, nu știu, aveți o ordine. Frați români, avem deosebită plăcere să fim astăzi în mijlocul dumneavoastră. Suntem din Ucraina, Transcarpatia, vis-a-vis de Sighetul Marmației, un kilometru, aproape de România. Și să știți că în Transcarpatia trăiesc 32.000 de românași și de partea stângă, atunci sunt 32.000 de ucraineni. Avem podul, trecerea peste Tisa, unde în fiecare zi ne vizităm și am ajuns cunoscuți frați adevărați cu partenerii și neamurile din România. Suntem a treia oră aici, mulțumită domnului director Neaga, cu care ne-am cunoscut de 4 ani în urmă, și ne bucurăm de faptul că putem să vă demonstrăm real, dumneavoastră, la tuturor, tradițiile, portul și graiul maramureșenilor din dreapta Tisei. Și în timp de 7 ani de existență, ONG-ul Nadia Speranța, cu ansamblul Speranța său, am derulat 4 proiecte transfrontaliere și am ajuns cunoscuți. Suntem invitați în toată România, de 10 ori minim în fiecare an. Și ne bucurăm de succes și ne bucurăm că iară suntem cu dumneavoastră și vă invităm și la noi. În ultima duminică din luna august avem ziua Slatiei, Solotului. Ziua minerilor, că noi nouă saline un loc în Slatiei, ca să zic. Ia, avem probleme, avem de toate, dar credem că împreună cu românii, cu partenerii din dreapta stângă Tisei, din dreapta Tisei și noi împreună, să facem ceva bine pentru poporul român din Transcarpatia, să fim frați adevărați, să ne susținem la orice și să ne bucurăm de tot ce avem. Doamne! Mulțumim foarte mult și din partea noastră. Avem în orașul nostru o activitate deosebită, care este pe subordinea Casei de Cultură a orașului, iar domnul profesor Costelaș coordonează această activitate. Foarte mulți copii, peste 150, își desfășoară activitatea acolo și au ajuns doar în, nu știu, 3 ani sau cât a trecut de când ați început, să realizeze lucruri deosebite. Și profit de acest moment pentru faptul că unul dintre cadourile pe care le primiți fiecare este din partea lor, a talentaților noștri pictori, sigur, să acord 3 diplome de excelență celor mai bune din echipa care evoluează, v-am spus, în Casa de Cultură a orașului, la Cercul de Pictură Silvan Art, având în vedere faptul că la nenumărate întâlniri și concursuri naționale și chiar internaționale, lucrările lor au obținut premii deosebite. Și încă o dată, pentru că facem cadouri fiecăruia dintre dumneavoastră din munca lor, cred că este momentul potrivit să acord aceste diplome de excelență, iar domnul profesor din partea Uniunii Artiștilor Plastici din Cineu Sifanie să acorde câte o medalie. Invit într-o anumită ordine, în primul rând pe domnișoara Șiriac Alexandra, să primească diploma de excelență. În același timp o invit pe domnișoara Alina Pop să primească diploma de excelență. Și succes. Și în ultimul rând pe domnișoara Chere Jibianca.
Eu le mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce fac și pentru că și ei, prin activitatea pe care o au, fac ca orașul nostru să fie cunoscut în multe locuri. Da. Și, evident, domnului profesor Costelaș, îi mulțumesc pentru munca pe care o desfășoară, care nu este deloc ușoară. Domnule primar, cu permisiunea dumneavoastră, două cuvinte. Nu vreau să lungesc deloc, pentru că sunteți foarte mulți aici și fiecare vrea să spună două, trei cuvinte. Bine ați venit, dragi români, în ținutul diminețelor liniștite, cum îmi place mie să spun, la orașul meu drag și meu Silvanie. Să știți că voi sunteți purtătorii de tradiții, de folclor și sunt mândru de voi. Dar vreau să fac o mică remarcă. Acești tineri care fac parte din Silvan Art, în număr de 189, duc, la fel cum duceți și voi, culoare, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Sigur, nu e vorba numai despre cei trei care au fost premiați de către Uniunea Artiștilor Plastici. Foarte mulți dintre ei merită și au obținut o grămadă de diplome, premii, medalii și distincții. Uniunea Artiștilor Plastici a ales pe cei trei datorită meritului lor, talentului și sper că în câțiva ani, auzind de numele lor și nu numai a lor, pe plan național și internațional. Vă doresc mult succes! La față de cu Vâlcea Piche și Slatina, suntem cunoscuți, poate chiar anumiți pentru vinul Cabernet de Sângerest. Și cu această ocazie vrem să mai fim cunoscuți și prin tradițiile populare pe care le reprezentăm. Vă mulțumim frumos pentru invitație! Și se pare că chelarina noastră din Brăila, acum vreo 14 ani în urmă, a venit de-a băut apă de la Fântâna Dor. Și după atâția ani de zile am reușit să ajungem iarăși la Brăila noastră. Fapt care mă bucură. Am venit cu două formații în orașul Cărușa, în care încercăm să îmbinăm la vârsta de 46 ani ceea ce a spus doamna inspector. Românism, tradiție. Și cred că o să facem o impresie frumoasă. Vă mulțumesc că ne-ați unit aici. Doamna inspector a spus ceva despre unire, despre faptul că festivalul ne unește, ca și români în cuget, în simțiri și în tot ce se întâmplă în general în jurul nostru, ca și freamăt, ca și istorie, ca și prezent și ca și viitor. Și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți cu plecăciune. Bună ziua, sunt Gavriluț Florin, suntem din Bihor, din comuna Vadul Crișului. Suntem aici datorită domnului profesor Neaga și datorită fostei profesoare a mele, Florica Negru, pe care mă gândesc că o știți mai bine decât pe mine. Eu mă ocup de ansamblul Floare de Colț, așa ne numim. Denumirea vine de la floarea de colț care se găsește la noi la Vadul Crișului, în defileul Crișului Repede și este o plătită de lege. Și sperăm să vă încântăm cu trei jocuri de pe Valea Crișului Repede și să sperăm că vom fi prezenți aici și la anul. Mă numesc Sever Pumuța, sunt coordonatorul ansamblului Mugului Codului din Băița de sub Codul, Maramureș. Suntem onorați de invitație și de prezența în acest festival. Reprezentăm ca zonă folclorică țara Codului, Codul de Maramureș. Între Codului și Sălaliu și Sat Mare, Maramureș. Am adus doi copii plecați la tribunal. Noi reprezentăm grupul 4 de la școala gimnazială numărul 1 și cu ajutorul a două doamne învățătoare iubitoare de folclor, Ana Leitan și Angela Zahar. Vă prezenta astăzi un moment tradițional țigănesc,
Să știți că și noi, țiganii, avem obiceiuri frumoase pe care le reprezentăm cu sfințenie. Costumul tradițional țigănesc îl purtăm cu mare drag și este viu, colorat și curat ca sufletele noastre. Suntem mândri să fim astăzi alături de ansamblul Barcău din Șimleu și de toate celelalte grupuri folclorice din țară și din străinătate. Vă mulțumim! Eu vă felicit! Director Neaga Reabilitație, suntem pentru prima oară aici la noastră și nu astăzi, în special, pentru organizare și pentru tot. Sperăm să vă simțiți foarte bine la noi în oraș și să vă doriți să reveniți în fiecare an. Permiteți-mi să dau cuvântul unui elev din ansamblul nostru, un copil de excepție, atât în plan școlar, cât și extrașcolar. Aș vrea să vă spun că este solist al ansamblului Barcăul, și mă mândresc cu rezultatele lui deosebite. Septembrie va fi o lună pentru noi foarte bogată, în sensul că urmează să înregistrăm primul, adică al doilea album al ansamblului cu orchestra Jinbei România, un album de 24 de piese. Acest elev este selecționat pentru festivalul Mamaia, copiilor, tot în luna septembrie, iar Dariana Lazoc, de 16 ani, ieri a luat preselecția la unul dintre cele mai mari festivaluri, Jitvei, Strugurele de Aur, unde se vor acorda două trofee, a câte 100 de milioane fiecare trofeu. Este o tânără foarte talentată. Eu mă mândresc cu acești copii, sunt sufletul meu. Și prin dragostea lor față de tradiție, ne mențin și pe noi cu dragoste de aceste ținuturi minunate. Vă mulțumesc! Ați și ieșit prin țară, prin intermediul cărora facem de cunoscută tradiția și folclorul zonei Barcăului. Mulțumim profesorilor pentru implicare și pentru răbdarea prin care ne insuflă dragostea pentru folclor. Și nu în ultimul rând, mulțumim primăriei. Mulțumim! Prahova și anume a Comunei Iercești Rahimanii, ca să zic, de acolo suntem, dar nu evităm să împrumutăm și din alte regiuni și chiar din alte... Ne facem un lucru. Nu mai e machina. Da? Da, formația de dans popular a Școlii Gimnaziale a Soajul de Sud, județul Maramureș. Suntem tânăr înființat de 2 ani de zile, suntem prima participare la acest eveniment și dorim să vă felicităm pentru buna organizare, pentru că suntem prezenți și noi aici, între atâtea formații deosebite, minunate, și să vă lansez oficial o invitație în a doua duminică a lunii septembrie, anual, se desfășoară Târgul Cepelor, Festivalul Interjudețean de Folclor, Festival al Dansului Popular, al Cântecului și Popului Tradițional din țara Târgului. Mulțumim pentru invitația de a participa la acest important festival care ne-a oferit ocazia să cunoaștem frumusețea locurilor dumneavoastră, dar și a oamenilor care ne-au primit cu multă căldură și cărora le mulțumim din suflet. Mă numesc Ludmila Putanu, am venit de la Cernăuți. Un drum foarte departe și dacă acest drum ar fi fost
de multe, multe ori. Și mai mare, tot un onorat am șansa de a răspunde la invitația, pentru care fac mulțumim din suflet, atât pentru invitație, cât și pentru organizarea acestui minunat festival. Să știți, doamnă inspectoare, că dumneavoastră, cu cuvintele, să nu vă supărați mai dor și românism, ne-ați călcat pe degetul cel mic. Pentru că numai noi, românii, știm ce înseamnă cuvântul dor. Și un alt popor acest cuvânt nu are. Și cum acela știe cum îl doare piciorul, când care poartă cipota, mai ales știe cum îl se strânge. Și dacă noi, acolo din Cernăul, suntem puțin obișnuiți, zic așa, puțin ușor, apoi cei din sud, mai mult de un an, stau un becer cu durere, cu lacrimi și cu frică. Și noi, cum putem, îi susținem, fiindcă suntem ucraini, suntem o țară și acolo sunt și ei, locuitori care, cu mulți, mulți ani în urmă, au fost duși acolo pentru a construi aceste orașe și acum s-au stabilit acolo, dar ei toți sunt români de la noi care locuiesc acolo. Aduc încă o dată sincere mulțumiri pentru faptul că ne adună această fântână pentru a savura din stematele perle ale neamului nostru și datorită acestui festival am avut posibilitatea și noi să ne îmbogățim, să ne mai perfecționăm, să luăm multe învățăminte de la alte colective, să sfătuim, să avem mulți prieteni prin faptul care mulțumim că sunt niște pași fermi spre unire și sper că aceasta va fi. Și câteva cuvinte vor spune membrii colectivului Bucurie cu care am venit despre colectivul care îl vom reprezenta. Mă numesc Iulia Hamkevici și sunt mândră că particip la acest festival. Avem un colectiv de dansatori Bucuria, împreună cu conducătorul Vitalie și Sergiu Răpu. Acest colectiv locuiește în Casa de Cultură de la Dinavuți. Lucrează. Noi suntem premianții multor al investări cu rezultat frumos. Noi, de asemenea, participam la multe festivaluri. Am primit a voastră invitație și suntem foarte bucuroși. Vă dorim pace și cer senin. Mulțumesc, Augustin Gavra, și sunt director la Clubul Copiilor Cerul Silvanii, reprezentând ansamblul Codrulețul din zona Codrului din Sălaj. Țin să mulțumesc organizatorilor, instituțiilor implicate în acest festival, Clubului Copiilor, pentru organizarea acestui festival, deoarece aduce faimă nu numai orașului, ci și județului nostru Sălaj. O să-i rog pe oaspeții noștri, doamna Lidia Ramadanov, de la ansamblu Pajottenland, din Dilbeck, Belgia, să spună câteva cuvinte în engleză. Good afternoon. We are representing Fosato Pajottenland. We are coming from a region of Brussels in Belgium. We arrived in Romania several days ago as a guest of the town of Cerul Silvaniei. And since our arrival, we have been very touched by the warm welcome and hospitality that has been accorded to us by the Roman people, for which we thank you very much. We would also like to thank the festival for inviting us, and we are very happy to be part of this intercultural event and to participate to this event. For this occasion, we would like to give you a hand-made craft work as respect for the Romanian people and to thank you for having us here. Se bucură foarte mult că au această posibilitate de a participa la evenimentul nostru. De colega mea, Agențiana Corgan, suntem reprezentanți și membri în același timp a Ansamblului de Șidana. Ansamblul de Șidana este format din tineri, copii, elevi ai școlii gimnaziale din Derșida, diferite vârste. Ceea ce vreau să menționez este faptul că suntem pentru a treia oară la această ediție a concursului și cu această ocazie aș dori să mulțumesc organizatorilor. Și în final vreau să spun faptul că
prin dansuri, cântec și portul specific satului nostru, vrem să păstrăm vie și să valorificăm tradiția satului în viață. Mulțumesc! Ziua bună, gazde mari, buni gospodari, cinstiți oameni de omenie, Dumnezeu Sfântul să vă fie. Ce stați strâns și adunați ori pe noi, ne așteptați? Ce saltă, ce veselie, ce minune poate să fie când vezi lume multă strânsă și adunată și așa de fain gătat atunci și a zis tu ție. Numai sărbătoare poate să fie. Ce sărbătoare mai mare poate fi decât acest festival al Fântânătorului la care participăm și noi, din orașul Vlad, județul Alba, prin acești doi copii care reprezintă ansamblul Junii Blajului și subsemnatul profesor de coreografie la Clubul Copiilor. Ne bucurăm că ne-ați invitat la acest festival. Suntem pentru prima dată. Sperăm să mai venim, că ne place foarte mult. Vă mulțumim că ne-ați invitat și sperăm să vă încântăm cu cântecele și dansurile noastre din zona Târnavelei. Dacă Ion Heliade a spus de la plaja Răsărit Soarele Românilor, Mia Eminescu l-a numit Micaro. Am venit cu mare drag la dumneavoastră pentru prima oară. Deci sunt legată de acest oraș pentru că în urmă cu 37 de ani am început cariera didactică la Șimleu Silvaniei. Am plecat de aici să fiu mai aproape de casă, dar soarta a făcut ca singura fiică să-mi vină de scăliță tot la Șimleu Silvaniei. Venim dintr-un loc care se numește Poiana Blenchi, județul Salaș. Acolo unde auzi un cântec, trăiesc oameni buni, oameni de omenie. Numai oamenii buni știu să cânte, să-și deschidă inima către semeni, căci așa cum spunea Paul Constantinescu, un compozitor ce s-a contopit cu sufletul neamului românesc, în muzică, gândul nu mai e gând, ci inima revărsată în afară. Aducem melosul nostru popular al grupului vocal folcloric Poiana, din Poiana Blenchi. Îl rog pe unul dintre reprezentanții grupului să vă adreseze și el câteva cuvinte. De la Poiana Blenchi v-am adus o sticlă cu apă de la renumita fântână de pe cheile Babei. Eu sunt din Cluj-Napoca și o să fiu foarte scurtă. Toți instructorii aparțin de cluburi, de inspectorat, de primării, de tot. Eu sunt un ansamblu privat, în schimb. La Cluj-Napoca, bătălia este foarte mare în folclor. De cum știți, orașul este foarte mare, toate instituțiile au ansambluri folclorice. Eu mă bucur, sunt înființată de 5 ani. Și eu am un festival folcloric, e a patra ediție, anul acesta a fost a patra ediție. Știu ce greu este, eu mă bucur că domnul Neag poate colabora cu primăriile și cu instituțiile de stat. Este mai greu, haideți să ne bucurăm de copii, să ne bucurăm de folclorul nostru și fie ca domnul să deschidă mintea românului, să asculte cât mai mult folclor românesc adevărat. Că se spune că folclorul este o doctorie și doctoriile vindecă rănile. Multă sănătate! Folcloric modelul moștenitorii. Anul ăsta, toamna asta, facem 25 de ani de activitate a grupului. În sufletul copilului, ba mai mult vă spun că mergând copiii la Peleș, mergând la diferite muzee, la Curtea Domnească, venind acasă, nu le-am spus nimic, s-au trezit a fi peste noapte români, pentru că era manipulată, deci, noțiunea de moldovean, moldovenet, deci, limba moldovenească și așa mai departe, la care părinții vin a doua zi și îmi spune ce-ai făcut copiii ăștia, că ei transformat într-o zi. Tânăra generație, copii care au emoții, au zis, da, viitoare, dați-mi voie să vorbim acum, suntem emoționați tare. Mă bucur că am făcut ce a făcut legături frumoase prin domnul Neaga, prietenul nostru, deci ansamblu iar copiilor din Basarabia, moștenit. Pentru că vreau să spun domnul Neaga, pe toți întreba la prima venire dincolo, cum te cheamă? Să vadă, să convingă că sunt român, vorbesc românește, și în felul acesta am trezit atât în copiii de aici, cât și copiii de dincolo, dragostea asta, pentru că ochii care nu se văd se uită.
Așa că niciodată nu credeți ceea ce vă spun la televizor, dar veniți să vedeți românismul din afară, veniți să vă convingeți personal. Eu asta am făcut, sunt profesor de istorie și etnopedagogie, dar m-am convins venind în țară. De aceea, prin acești prieteni, domnul primar, domnul Neaga și toți că îi cunosc de fiecare rând, mă bucur că am făcut o legătură frumoasă între pretura, așa îi zicem noi primării unui sector de sectoarele de Chișinău, am făcut legătura și astăzi pretorul sectorului Rășcani, domnul Căugăreanu, deci este cu o echipă frumoasă, deci aici în municipiul Chișinău și Silvaniei, mă bucur că la Chișinău se face, se poartă portul popular, deci la festivalul Ghiei, pentru că doamnele, prima doamnă, ministrele, deci așa poartă portul popular cu dragoste și noi, de asemenea, am îmbrăcat un port popular frumos, încercând să spunem prin aceasta că suntem români, venim acasă și niciodată n-am zis că venim în România, venim acasă. Așa v-aș dori ca și dumneavoastră să ne cunoașteți dincolo. Noi, prin aceasta, vă mulțumim pentru aceste clipe frumoase. În fiecare an, noi suntem la prima ediție aici, petrecut aici. După cum ați văzut cei din Muntenia, ca să nu vă mirați, este un port de sudul Basarabiei, ca să știți. Acolo sunt Munteni și Dobrogeni. Sunt multe întrebări după asta. Vreau să vă răspund doar prin câteva fraze pe care le-a lăsat, nu scrise nicăieri. Va apărea o carte și eu cred că vom lansa-o aici la dumneavoastră. Deci, moștenitori la 25 de ani cu toată activitatea noastră. Și vreau să vă spun ce ne-a spus, ne-a lăsat limba de moarte Grigore Vieru. Încă nu scrise nicăierea despre moștenitori și eu zic că mă adresez și românilor de pretutindeni pentru că așa ne stă bine să ne cunoaștem, să ne vedem, să nu vorbim mai prea mult, dar să încercăm să depășim paragul ceva care ne clatină de uneori, să cunoaștem ceva necunoscut. Noi suntem moștenitori, paznici tainicilor flori, semănate de strămoși pentru oamenii frumoși, semănate de străbuni pentru oamenii cei buni. Slujitori ai marei vreri, noi venim din învieri. Tot pe drum cu mulovani venim 2000 de ani. Vremuri vin și vremuri trec. Dorul meu rămâne întreg. Vremuri trec și vremuri vin. Aceluiași cer mă închin și aceluiași pământ cu același crezământ. Noi suntem moștenitori, paznici tainicilor flori. Noi de doină și de horă ne-am alipit ca de o soră. Alipitul ne-am de ele. Ca de scumpe memorie. Ca de scumpe memorie. Mulți ani festivalului, sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră să realizeze și noi împreună să trăim într-adevăr clipa aceea care ne o răvnim cu toții de unire a tuturor românilor de pretutindeni, pentru că astfel eu știu că suntem foarte multă lume pe noi, pentru că avem noi spiritul cel dacic încă păstrat pe noi. Sigur, noi avem o relație de prietenie de 12 ani, de când sunt, de 11 ani sunt primar, dar este a 12-a ediție și aș vrea în mod special să-i mulțumesc lui Valeriu pentru că a venit în acest an, nu mă așteptam să vină, vă mărturisesc, pentru faptul că peste două zile împlinește o vârstă foarte frumoasă, jumătate de secol și... cu siguranță are mulți prieteni și invitați acasă. A făcut acest sacrificiu și mă bucur foarte mult și vreau în mod special să-i mulțumesc. Este un român adevărat și un om care simte... Este chiar și șimleon, să știți, oarecum. Și fiica dânsului a făcut școala aici. Mă bucur foarte mult de prietenia lui și doresc încă măcar 50 de ani să mă cheme și pe mine când o să am eu 97 de ani și el 100 să facem un chef în Chișinău. Între invitații noștri, vreau să aduc mulțumiri unei persoane care este mereu în mijlocul nostru și ne susține în cauza noastră. Este vorba de tânărul, veșnicul nostru tânăr, Paul Maghiar. Îl vedeți acum în spate. Pe care le facem pentru românii pretutindeni. Facem și noi la Marșul Unirii. Amândoi voiam să plecăm, dar n-am găsit calea, că nu ne-au răspuns la telefonii, pentru că a fost plină pe asuța și n-am putut lua o legătură cu cineva. Dați-vă seama, la 83 de ani, este veșnic tânăr și cu sufletul de mare român. Este prietenul nostru al ansamblului Bateu și al orașului, care face cinste și de acest punct de vedere. Totdeauna este din partea noastră. Thank you.
Primar a fost persoana care a susținut financiar foarte mulți elevi care au studiat în orașul nostru din Republica Moldova, special din Chișinău. Eu îi mulțumesc pentru toate aceste dirunte. Îi mulțumesc domnului Maghiar, care este un om cu un suflet, un suflet de aur, un om care se implică în problema românismului și nu numai, pentru foarte, foarte multe acțiuni, pentru oamenii cu care, pe care cărora Dumnezeu nu le-a dat o soartă foarte bună. Sensul este unul dintre cei care se implică pentru aceste activități. Mulțumim încă o dată!